Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Albeni Gorj, elevii care au dat evaluarea națională la română au fost chemați înapoi după examen ca să mai dea o dată, să mai încerce o dată. Șefii de la județ, șefii de învățământ de la județ, au considerat că fusese prea simplu examenul și s-au gândit că situația trebuie remediată. Pe bune? De examen. Da, mă, câtă cruzime. Adică ești din examen, ești super, da, gata. I-a chemat înapoi. A fost prea ușor. Deci câtă cruzime aia, îți dai seama, sunt fericiți, au scăpat. Copiii, nu, haideți înapoi. Băi, și la execuții, frate, dacă se rupea funia la spânzurătoare, îi dădea drumul. Serios? Da, așa era. Ce norocos. Sau dacă sensurau. Dacă acceptau sensoare înainte de execuție. Acolo da, e comutarea pedepsei. Da. Păi acolo da. Cu funia. Da, deci 30 de elevi care au primit pentru rezolvare subiectele, dar le-au primit la limba română pentru elevii maghiari. Ah, deci s-a greșit. Asta era. Deci au primit exerciții viceversa. Au primit exerciții, o brad frumos, doi brad frumos. Și ce-ai înțeles tu? Nu mai zic odată. Două. Merge și cu doi. Îi zic cu două. Da, eu am înțeles că erau 30 de elevi de etnie maghiară care au primit subiecte prea ușoare. Și mă și gândeam, zic, ia uite-mă ce măgarește, zic, dar de unde s-a dat elevi maghiari în Gorj? Da, aveam gândurile mele. Au scăpat elevii maghiari prea ușor, hai să-i chemăm să-i mai trântim un pic. Da, serios, așa am, că n-am, vezi, n-am fost atent la subiect. Mă, ei erau elevi români, români dai noștri, dar au primit subiecte greșite. Pentru colegilor din Orghita și Covasna și n-a fost, da. Evident, subiectele, cum spuneam, erau mai ușoare. Când au aflat dandanaua, șefii de la Inspectoratul Județean Gorj au intervenit imediat. Nu se poate așa ceva, ăștia au scăpat prea ieftin. Ce, mă? Potrivit publicației edupedu.ro, citez: la solicitarea ISJ, profesorii au chemat înapoi elevii și au pus să dea din nou examenul, de data asta cu subiectele alea nasoale, zic eu. Subiectele alea nasoale. Deci au fost: domnul inspector, vă rog frumos să mă iertați că vă deranjez, sunt doamna profesoară Silvia Crețescu de la Gorj. Știți, avem o clasă și, da, pare rău, dar din o greșeală le-am dat subiectele de la etnici maghiari. Ce, mă? Ce face, mă? Îi chemați înapoi acum? Cum? S-au dispersat, domnule inspector. Auzi, dar cum i-a fi găsit asta? Mă întreb... Au plecat, da. Doar nu fi stat. Pe grupul de WhatsApp, mă, că asta e tragedia. Problema noastră, nu ne mai găsea nimeni. Deci, la o aventură de asta se termina cu examenul, că trebuia reprogramat în câteva săptămâni. Nu ne mai găseau. Nu deschizi WhatsApp-ul. Acum le dă pe groie, te caută maica ta. Că grupurile astea de WhatsApp sunt cu părinți. Păi, săracii copii, o gândesc la ei vieții de ei. Întrebată, deci a mai durat, mă rog, s-a dat examenul încă o dată și întrebată dacă elevii nu cumva au fost supuși unui stres prea mare, fiind obligat să dea două examene în aceea zi, inspectorul a spus că, citez, da, probabil e adevărat, dar n-a fost vina inspectoratului. N-am ce legătură de una cu alta. Băi, na, nu e vina inspectorului, asta e, n-au decât să sufere. Adevărul e că, dacă stai să o gândești profund și nu superficial, vina elevilor, serios. Copiii ăștia au fost chemați să dea o simulare. Da, mă, așa, da? Un examen la mișto, ca să zicem așa, mai pe românește, da? Nu e chiar, și practic aveau... Nu, băi, tu nu era ca și cum în urma examenului se întâmplă ceva. Iată. Puteau să treacă peste, adică... Copiii ăștia, da, au avut practic liber de la școală luni și marți contra unui simulări de examen de o oră dimineața. Da? Și ei în rest aveau zi liberă. Ceva frumos. Aduceți-vă aminte ce frumos era să ai zi liberă. Și le-a stricat ziua. De asta zic, i-a deranjat pentru și simularea. Adică nici măcar nu e... Asta mi se pare foarte... Asta nu se trec în catalog, nu, nimic. Da. Asta e examen mit simulat, subiecte simulate. Bă, noroc, învățământul e mereu pe bune în România, altfel nu știu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.